Vaccinul anticovid este la momentul actual cel mai controversat subiect. Oamenii sunt neinformați în ceea ce privește înscrierea pentru imunizare, dar și pașii pe care ar trebui să îi urmeze în momentul în care ajung într-un centru de vaccinare. Autoritățile anunță mai multe posibilități de înscriere pe platforma de vaccinare, printre care direct pe platformă, prin apelare, call center, direcțiilor de sănătate publică sau prin medicii de familie. Dovada primită odată cu programarea nu trebuie adusă obligatoriu, dar cine o are ușurează munca de la serviciul de triaj. De asemenea, cei care vin la vaccinare anticovid trebuie să aibă la ei cartea de identitate pentru a fi scanată și a se valida înscrierea. Nu se încurajează venirea mai devreme decât ora la care este făcută programarea pentru a se reduce la minim pericolul de expunere. Persoanele care au fost înscrise pentru a fi vaccinate sunt în primul rând verificate în momentul în care ajung la centrul de vaccinare, sunt verificate în platformă de către registrator, după care se face triajul epidemiologic de către medic. Dacă nu sunt contraindicații, acestea sunt conduse în sala de vaccinare unde îi se inoculează serul. După inoculare, persoana este ținută sub observație medicală timp de 15 minute, iar la plecare va primi adeverința de vaccinare și cartea de identitate. În prima fază, persoana venită pentru imunizare îi se va temperatura corporală, care nu trebuie să fie mai mare de 37,3 grade Celsius și va fi rugată să completeze chestionarul de triaj, vaccinare adulți și formularul de consimțământ informat. Dacă medical nu identifică nicio contraindicație pentru vaccinare, se administrează serul. Ulterior, personalul medical va introduce datele despre vaccin în Registrul Electronic Național de Vaccinare, care va genera automat o adeverință ce poate fi transmisă persoanei vaccinate inclusiv electronic.